Bună, astăzi vreau să începem un nou vlog și m-am gândit să începem așa de dimineață. Am aici o cafeluță și vroiam să vă zic că vreau să facem un get ready with me așa de dimineață. O să plec cu soțul meu pe la cumpărături, avem câte ceva de cumpărat, așa că am zis să vă arăt ce folosesc și cam cum mă machiez eu așa de zi cu zi și să mai povestim. Și să știți că vorbesc în ce deoarece soțul meu doarme în dormitor în partea cealaltă și nu vreau să îl trezesc, sper că m-au auzit bine. M-am spălat pe față, nu am aplicat nicio cremă momentan, pentru că ar trebui să-l deranjez pe soțul, așa că, da, prefer să nu. Dar o să aplic acest SPF de la Garnier, Garnier Ombre Solaire cu 50+. Știți că, mă rog, care mă urmăriți, știți că eu am mai folosit această cremă și îmi place mult. O să aplic această cremă care mai are foarte puțin în ea. Stai că mă chinui acum. Da. Și o să aplic și ceva pe buze, că în perioada asta buzele destul de uscate. O să aplic crema asta de, gălbenele. De obicei aplic ori crema asta, ori Tender Care-ul de la Oriflame. Dar asta am la îndeauna că am aici un șervețel și aplic crema asta. E destul de ciudat să fac chestia asta așa, să mă uit în telefon. Să știți că eu aplic, adică o cantitate destul de generoasă. Cel puțin de când am descoperit și eu de câțiva ani importanța SPF-ului și de când folosesc, chiar se vede o diferență. Așa că, da, mă bucur că o folosesc și îmi pare că tenul meu arată din ce în ce mai bine. Vedeți că de la mască am făcut niște coșulețe, dar încep să se ducă. În ultima perioadă tot am fost plecată și am purtat masca. O să vă arăt că folosesc momentan fondul ăsta de ten de la Rimmel, Match Perfection cu SPF 20, 90, Porcelain. Asta este nuanța. Eu întotdeauna aplic aici pe mână, așa m-am obișnuit să fac, am două pompițe. Și o să-l întind cu burețelul de la Oriflame. Eu pun și în zona asta de sub ochi și formă revin cu un anticearcă sau nu pun deloc anticearcă, doar fond de ten. Mi se pare că nu am cearcăni atât de mari și de proeminente, mai ales în machiajul de zi cu zi. Plus că ăsta o să fie un machiaj destul de lejer. Adică nu o să fac ceva extraordinar. Sper că cu lumina asta de la ring light se vede bine și se vede ok, adică nu mă gândesc să nu se vadă prea pe alb. Mie așa mi se pare că par prea alb acum în lumina asta, dar să știți că nu este așa. Merg și aici jos spre gât, ca să nu se vadă o diferență. Mai mă machiez destul de finuț, adică nu insist cu fondul de ten. Pentru că nu simt că am nevoie, plus că mergem doar la cumpărături. Intrăm și pe la Vodafone un pic,
că mutăm un cadou pentru băiețelul nostru. Așa că, da. Cam așa arată tenul meu. Uitați puțin că nu știu dacă am întins bine. Să vedem mai de aproape. Eu zic că arată destul de bine. Mai departe, ce o să folosim? Am terminat pudra aceea de la Rimmel. Și mai nou, folosesc această pudră. De fapt, este un fond de ten pudră, dar eu îl aplic ca și o pudră. Mi se pare că așa funcționează. Și folosesc foarte, foarte puțin. Haideți să vă arăt. Să-i dau chestiuța asta de aici. Cred că este a doua oară când îl folosesc. Prima oară mi-a plăcut și sper să-mi placă și de data asta. O să aplic foarte, foarte puțin, un strat foarte finuț, așa. Stați că nu-mi vine cuvântul. Protecția asta solară pe care o folosesc eu, cumva te face să lucești foarte tare așa la față și trebuie să aplici un pic de pudră. Mie nu-mi place neapărat efectul ăla super glowy așa, dar nici foarte mat, undeva la mijloc. Și asta încerc să fac de fiecare dată. Ceva de gen. Cam așa, bine, acum în lumină oricum eu o să mai lucesc, dar nici nu vreau să fiu foarte, să am un tenul foarte mat. O să, stați puțin așa, o să-mi conturești foarte puțin tenul așa cu paleta asta de contouring de la Douglas. Cam așa arată ea, destul de folosită, dacă mă întrebați pe mine. Și să vedem ce pensulă o să folosesc, că nu-mi dau seama acum. Eu o să folosesc asta de la Sinsei. Și o să-mi aplic un pic în pe ten, vreau să zic, în obraj, dar este cumva sub. Cam asta fac eu. Dar foarte puțin, adică mai ales pe timp de zi nu-mi place să am fața foarte, foarte conturată. Nu știu dacă se vede pe cameră ce fac eu. Și încerc să lucrez din aproape în aproape, cât mai puțin să aplic, să nu exagerez și să arăt ca un clown. Cam așa. Zic eu că este destul de ok. Și merg până spre frunte în sus, să șterg pensula. Da. Să știți că nu prea folosesc, cel puțin mie nu prea place să folosesc, pentru mine mă refer, blush, nu prea e genul meu. Nu știu de ce, dar na, nu prea folosesc. Când machiez alte persoane, da, folosesc, dar pe mine nu știu, parcă nu îmi place așa, nu știu de ce. Și ca să fie treaba, am aici o nuanță de peach, așa, nu știu, la voi nu prea se vede. O să aplic puțin, așa, un fel de blush, ca să nu fie o trecere prea bruscă. Cam așa arată tenul meu. Zic eu că destul de drăguț. O să șterg pensula pe aici. Tot ce mai e pe ea. Asta fac de obicei. Îmi place să folosesc tot după pensulă. De pe pensulă. Da. Cam așa. Cam așa arată. Să vedem și ce, nu știu dacă v-am arătat chestiuța asta în care îmi țin pensulele. Îmi place tare mult de la Pepco. Pentru sprâncene o să folosesc kitul ăsta de care trag să-l termin de ceva timp. Haideți să vedem dacă am și o pensulică. Am și chestiuța asta aici cu mine. Și o să caut aici să vedem ce găsim.
Ce vreau să vă mai arăt, îmi place tare mult acest duo de la Melchior. L-am primit cadou când am plasat comandă la ei și nu știu dacă se vede la voi, dar am început să-l folosesc. La fel pentru contur, însă azi nu avem chef de el neapărat. Haideți să vedem. Am găsit și o pensulică, tot de pe Sinsay și asta. Majoritatea pensulilor mele sunt de pe Sinsay. Și cred că aici am nevoie de o oglindă, să pot să-mi fac și eu sprâncenele. O să folosesc trusa asta mică, cred că o știți. Cred că o știți, am primit-o în coletul acela pe care l-am câștigat. Iar aici mai am un o chestiuță din asta pentru sprâncene, un fel de rimel pentru sprâncene de la Oriflame. Și asta îmi place să o folosesc. Kitul ăsta este destul de consumat. Să știți că eu combin nuanțele între ele, nu folosesc nici nu varianta asta foarte închisă, dar nici pe cea foarte deschisă, adică cumva le combin și îmi fac eu o nuanță care cred, consider că mi se potrivește mie. Acum că mă uit de aproape, chiar arată bine tenul meu. Da, chiar îmi place. Un fel de păr. Cred că pe pensulă este un fel de păr. Trebuie să stau mai așa ca să mă vedeți și voi ce fac. Trebuie să mă pensez cât de curând. Chiar trebuie. Deja se vede o diferență între asta și asta. Și cam asta e tot ce îi fac. O să mergem și în partea cealaltă. Mi se pare că arată ok. Ups. Cam așa arată și cea de-a doua. Mi se pare că sunt cât de cât apropiate. Nu cred că mi-e niciodată identice, dar sunt ok așa. O să aplic și puțin rimel. Am aici două pe care le folosesc în momentul de față și niciunul nu-mi place, dar vreau să le folosesc. Am Super Shock ăsta de la Avon True. Ăsta l-am primit într-un swap cu ceva timp și l-am avut neînceput și se face cumva bobițe și îmi cade pe aici, dar foarte, nu știu, la câteva ore, foarte târziu, adică nu imediat. Iar ăsta mi se pare că este mult prea lichid de la Oriflame pentru gustul meu și să zicem că este mai nou și poate că până se mai usucă un pic o să fie ok, dar momentan nu-mi place niciunul extraordinar de mult. Haideți să închid pe aici și să vedem ce mai am de făcut. Cred că v-am înnebunit cu iluminatorul ăsta, dar ăsta este iluminatorul care îmi place cel mai mult, de la Yves Rocher. Cel puțin din ce am încercat eu până acum. Și o să iau o pensulică să pun puțin iluminator în colțul interior al ochiului. Dacă găsesc pe aici o pensulă. Da, haideți că am găsit o pensulică, e cam mare, dar asta e, pe asta o să o folosesc. Nu sunt obișnuită să filmez așa când mă machiez și mi se pare destul de ciudat. Așa că îmi cer scuze dacă, nu știu, fac niște gafe. Haideți să vedem. Da, este cam mare pensulica asta, dar o folosesc așa.
Mergem și în partea cealaltă ochiului. Nu știu dacă se vede la voi, dar... Da, se vede. Și acum să luăm o pensulică mai mare. O să o luăm pe asta. Să folosesc și puțin iluminator. Foarte, foarte puțin. Ca să mă vedeți exact ce fac aici. Atât. Cam atât. Și am zis că vă arăt. O să pun și pe arcadă. Sau nu am zis. Dacă nu am zis, vă spun acum. O să-mi iau paletica asta mică din nou și o să aplic aici pe arcadă. Chiar ăsta este un pas pe care nu-l ratez niciodată. Mi se pare că și sprânceana arată mai bine și ochiul și tot chiar arată mult mai bine cu zona asta iluminată. Punem și în partea cealaltă. Zic eu că e destul de drăguț. Așa. Mă gândeam să pun și ceva pe ploapa mobilă, dar nu. Nu e cazul, nu am chef și nu. Nu cred. O să pun și rimelul și revin. Cam așa arată și cu rimel. N-am dat un straf foarte mare, nici să pară așa gen păienjeni, că este un machiaj așa de zi. O să șterg și balsamul de buze, mă rog, crema. Și o să îmi aplic ceva, să vedem ce am pe aici la îndemnă. O să aplic rujul ăsta, că este un ruj care îmi place și nu l-am mai aplicat de mult. De la Giordani Gold, din gama aceea mată. Îmi iau și eu ceva, că cu siguranță o să fac vreo bocănă dacă mă uit în cameră și îmi fac buzele. Cam așa. Este un nude ceva, mie îmi place destul de mult cum se vede și este așa de zi cu zi. De obicei îmi făceam foarte mult imediat. Da, nu mi este la îndemână. Aplicam rujul ăsta de la Boys & Berries, New Delicious, nuanța N200 Marzipan. Și mai aplicam ceva mai deschis, un nude în interior, îmi făceam conturul cu ăsta și un nude în interior de la Rimmel parcă. Dar nu l-am aici lângă mine. Ce vroiam să vă zic, haideți să mai iau și o guriță. Este că, nu știu voi dacă aveți animăluțe, cățeluși, pisicuțe, dar știți că eu am cățelușa aceasta pe care o țin în casă și pe care o adorăm. Toată familia o adoră, însă este destul de greu cu ea atunci când plecăm undeva, când mergem la servici sau când, nu știu, pur și simplu pleci și poate nu vii o noapte acasă. Este mai greu deoarece nu stă nici în casă, adică distruge tot, perdele, pereți, credeți-mă că am încercat și cam asta facem. Adică mă refer la o oră, două, nu știu. Nu stă. Distruge tot, iar afară dacă o lăsăm, noi stăm la curte la țară, dacă o lăsăm afară, dispare, pur și simplu pleacă și se rătăcește. Am mai pierdut-o, cred că acum 2 sau 3 ani, prima dată cu 3 ani și am căutat-o, cred că vreo 4-5 zile prin tot satul, într-un final am găsit-o și acum
2 ani, deci a fost un fel de singur pierdută prin sat 1 și pierdută prin sat 2. Și la fel am pierdut-o în seara de bună dimineața, în seara de ajun și am găsit-o, cred că tot în seara aia, da, dar prin căutări din astea îndelungate, cu plânsete, cu nemâncat, cu așa se manifestă la mine și la soț și la băiețel la fel. Și da, trebuie să o ducem mai întâi pe ea la ai mei și după să plecăm, deci practic avem doi copii, nu doar unul. David, băiețelul meu, se descurcă în orice situație și pot să știu că știu că mă bazez pe el, însă la ea e o problemă, e complicat, trebuie să o căruțim după noi, cum s-ar zice, mai tot timpul. Dacă plecăm la soacra mea, bineînțeles că o luăm și pe ea și tot așa. Dar ce să faci? Dacă iubești un animăluț, faci sacrificiile astea pentru el. Da, un termin 3 în 1 de băut, mă îmbrac și cred că cel mai probabil îl trezesc și pe soțul meu să ne pregătim și vă arăt la final cum mă îmbrac. Și mai vorbim mai târziu, cel mai probabil. Bună dimineața! Ce faci acolo? Ce faci, uito? Mergi și tu la plimbare? Sau mergi la mama aia? Sița? Unde merge fata mea? Unde-i Vito? Așa face de fiecare dată când vede că plecăm. Se pune aici pe canapea și dă din codiță sau vine, ne pupă. Sau mai are o variantă să stea prostănacă și pur și simplu să nu facă nimic, că simte că plecăm. Te-ai Vito? Se uită la David. Mergem la cumpărături, mergem să luăm pentru David niște ghetuțe, ceva de îmbrăcat. Da. Vă las și cel mai probabil vorbim mai târziu. Am venit și de la cumpărături. Știu că v-am zis că o să vorbim înainte, dar ne-am cam grăbit. Și am să vă arăt cu ce am fost îmbrăcată. Am avut geacuța asta de la Only, pe care mi-am luat-o de pe Outlet Mag. Mi-am luat două. Îmi place tare, tare mult, este un crem așa, blugii ăștia și o maletă și asta am fost. Da, o să vă arăt în continuare și ce cumpărături am făcut. Mă gândesc că v-ar plăcea. Am luat și câteva chestii pentru Crăciun, ce ne mai trebuie una alta, încercăm să le luăm din timp. Da, haideți să mergem să vă și arăt. Chicuțe, 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 ți-a pus dor de mami de toate. Țițucă, țițucă. Nu mai lupi. Sicuță, sicuță. Era fierbinte. Cam astea sunt și cumpărăturile noastre. Avem aici și un ajutor. Da, mami? Mă ajuți? Mă ajută iubita mea? Ți-a fost dor de mami? Spune, ți-a fost dor de mami? Hai, spune tu. Spune, ți-a fost? Am fost de-am luat-o mai întâi de la ei mei. Și da, haideți să dăm drumul să vă arăt ce am cumpărat. Iubita? Știa? Ce iubita mea? Ce fumică? Cât mai să mănânci părul. Deci, am luat această ceapă roșie, săculețul ăsta mic. Ăsta cred că a fost vreo 4 lei. Am văzut prețurile așa în mare. Am mai luat un desert din ăsta cu cacao. O budincă din asta îi place băiețelul meu. Încerc să o iau cât mai rar, dar din când în când eu mai iau. Am luat o drojdie din asta proaspătă la 100 de grame. Vreau să fac păinică de casă într-o zi. Tot eu am luat, normal că tot eu, am luat biscuiții ăștia pentru un tort cheesecake, stai că vreau să zic altceva. Am luat biscuiții ăștia, sper să fie ok, este pentru prima oară când încerc să-l fac, așa că sper să-mi și iasă. Mai am aici un pachetel de zahăr vanila din asta. Am luat un pachet întreg să fie, mai îl folosesc eu la una alta. Asta este muștarul pe care îl cumpărăm noi de obicei. Este destul de ieftin și ne place tare, tare mult. Și văd că avem două. Am mai luat trei pliculețe din astea de gelatină. O să trebuiască să mă uit pe rețetă, că mi-am salvat o rețetă în telefon să văd mai exact cât îmi trebuie. Eu am luat trei. În caz că mai întrebe, o să mai cumpăr. Am aici și o recomandare pentru voi. Este vorba despre aceste semințe, eu acest covriș cu semințe și semințe din nin, sare și mac, îmi plac tare, tare mult și ăștia sunt vreo 1 leu 80, 1 leu 90, oricum până în 2 lei. Eu îi mănânc de obicei când este post, cum ar fi mâine, țin miercurea și vinerea. Tot pentru tortul acesta care vă ziceam, am luat acest mascarpone și cred că a fost vreo 9 lei, 8-9 lei.
Am mai luat o caserolă din asta de roșii, 4,20 lei, știu sigur. Două pâinici feliate. Aici a luat soțul meu ceva brânză pentru sandvișuri. Tot pentru prăjitură am luat acest, nu cred că este chiar unt sau unt, nici nu știu să vă zic. Oricum, este pentru prăjituri, hai să nu zic o prostie. Am mai luat această cremă de la Milcheria cu cremă de brânză la 200 de grame. Eu am mai încercat cu ceva verdețuri și nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult. Dar am luat-o pe asta să vedem ce și cum. Pentru băiețelul meu am luat două prăjiturele din astea. Știu că nu sunt nici astea foarte ok, dar din când în când îi le iau. Îi plac mult, astea sunt favoritele lui. Pentru mine am luat aceste pliculețe de 3-in-1. Mai am, dar de câte ori mă duc la cumpărături, de câte ori merg la cumpărături, mai iau câteva și le adaug acolo în sertar. Am luat un set din ăsta de două role pentru bucătărie de șervețele. Aici am niște clementine, mandarine, cam așa. Soțul meu și-a luat o porcărie din asta. Un parizer care îmi place mie tare, tare mult. Soțul meu râde de mine, dar mie îmi place tare mult ăsta. Tot eu am mai luat această frișcă, o pun dimineața în 3-in-1, în ciocolată caldă ce mai fac eu. Am aici și două sticle de vin pe care le-am luat pentru sărbători, nu pentru acum nu consumăm, dar să fie acolo, nu știu, poate o mai avea ceva invitați. Am mai luat soțul meu o varză, vrem să facem o salată de varză cu morcovi azi și avem un pui acolo să decongeleze, pe care vrem să-l gătim. Aici mai am o caserolă din asta de spinări pentru cățeluși, le gătim. Și aici 30 de ouă. În afară de astea, cred că am mai luat, de fapt nu că eu sunt sigură, am mai luat 3 baxuri de apă plată și una de apă minerală, din câte mi-aduc eu aminte. Da, cam astea sunt cumpărăturile. Sincer să vă zic, nu aș fi vrut să luăm chiar atât de multe. Oricum mergem la Călăraș și zilele astea și o să facem mai multe, dar ne mai trebuia una alta, cum ar fi ceapa, știu eu, fructe, ceva, dar nu prea avea așa ce să-mi placă. O, cam astea de bază ne trebuia, așa că dacă tot am ajuns, am zis să le și cumpărăm. Da, vă las și probabil vă arăt mai târziu ce mai fac eu pe aici. Și o să iau ursulețul ăsta să-l hrănesc. Vedeți că aici pe colțarul ăsta am pus un cearșaf așa, tocmai să-l protejeze că ea are gheruțele ascuțite și îl zgâria. Plus că îl mai și murdărea. Așa că, da, cam aici locuie aici asta. Dacă e cumva supărată, se bagă dedesubt. Vă las și revin mai târziu. Mi-a venit și comanda de la Oriflame și am zis să vă arăt și vouă aici. Nu am o comandă foarte mare, așa că o să o pun în vlog, cel mai probabil. Am luat pentru soțul meu acest trimmer de la Oriflame. Nu este vreo firmă anume, chiar mă uitam acum când a venit. L-am comandat așa cam repede și n-am fost atentă ce și cum. Cam așa arată, cu două capete. Sper să-l folosească și să se bucure de el. Mai departe am aici catalogul pe care l-am și desfăcut. Și alte plaiere, pliante și chestii trestii. Mai am aici, am luat această mască, am înlocuit taxa de livrare, de manipulare, ceva. Și asta cred că a fost vreo 15-16 lei. Văd că este super, super îmbibată în produs. Este de la Optimals și este pentru hidratare în special. De asta am și luat-o, cam așa arată. 26 de mililitri. Pe comandă am avut setul ăsta pentru copii, Love Nature Kids, un hair and body wash la 250 de mililitri, împreună cu acest săpunel. Iar dacă comandai un parfum sau, da, un parfum, primeai un deodorant, așa că eu le-am luat pe acestea, glasier acesta alb și glasierul ăsta, ăsta parcă fire, da. Ăsta e aer și ăsta e foc. Și am primit, pentru că am comandat
două parfumele, două deodorante din acestea Rolon. Cam asta a fost comanda mea. De-aia nici n-am vrut să o mai filmez separat, că n-avea niciun rost pentru câteva produse care le aveam eu. Haideți că abia acum am reușit și eu să mă liniștesc și m-am pus puțin în pat. Și am zis să mai vorbesc un pic cu voi. Am rămas singurică acasă și am zis să mai vorbim un pic. Am fost în oraș, am fost să-l îmbrăcăm pe David, să-i cumpărăm câteva chestii, ghetuțe, hăinuțe și ce mai avea el nevoie. Am făcut și câteva cumpărături dacă am ajuns și pe la Lidl și prin Kaufland. Încercăm să luăm mai din timp așa chestiile astea pentru sărbători, să nu ne aglomerăm și să... Știu că în perioada asta, acum cu sărbătorile, o să fie și mai aglomerat și stai foarte mult la coadă, în magazin, așa că când avem ocazia mai luăm câte una alta. Ce vreau să vă zic este că ajung și eu la unghiuțe, uitați ce mari și urâte sunt, foarte, foarte crescute. A fost pentru prima dată când mi-am făcut și eu unghiile forma asta, nu le-am mai avut. Sau de fapt le-am avut, cred că la început de tot, când am început eu să-mi pun unghii, le-am mai avut odată. Dar cumva au luat-o în jos, nu știu, cred că aici se vede mai bine, dar au luat-o așa în jos, au crescut destul de mult, așa că acum la 6 seara mă duc la unghii, mai am vreo 20 de minute. Mai stau puțin, aștept să vină băieții mei și după plec la unghii, o să vă arăt cel mai probabil când mă întorc ce unghiuțe mi-am făcut. Aș vrea să mi le fac roșii, simple, pătrate și micuțe, să scap de chestia asta. Marius s-a dus după David. David a fost la un coleg, un coleg de clasă, un prieten. Și da, s-a dus să-l ia. Și o să apară și ei din moment în moment. Am să mai vorbesc un pic cu voi. N-am făcut mai nimic de când am venit acasă. Oricum am ajuns destul de târziu. Doar am băgat produsele care le-am luat, care trebuiau congelate, care trebuiau băgate în congelator. Și mai am încă în bucătărie câteva chestii pe care să le bag, dar după ce vorbesc cu voi mă duc. Poate vă arăt și vouă ce am mai luat de pe acolo. Am luat David o șampanie de copii, Robbie Bubble, lui place mult și am luat o soaivă pentru Crăciun. Am mai luat niște mascarpone, niște chestii pentru... chestii de zi cu zi, așa, niște salam de sandwich pentru David, că nu îi primește cu alt pachet decât sandwich de acasă sau, mă rog, ceva de casă nu cumpărat, așa că trebuie să am tot timpul ceva să-i fac sandwich. Deși el cam exagerează, el ar mânca sandwich tot timpul dacă s-ar putea, dar na, ce să facem? Acum e bucuros că măcar mănâncă în fiecare zi la școală și mă bucur și eu pe de-o parte că mănâncă cu poftă, adică chiar mănâncă sandwich-ul, nu-l aruncă, nu-l... Când era mai micuț la grădiniță, l-aruncam cu o și îmi spunea că l-am mâncat. Da, păi vă las și o să vă arăt, nu știu, poate vă arăt acolo când bag alea în frigider, dacă reușesc. Dacă nu mai reușesc, probabil le bagă soțul meu când vine și eu trag ceva pe mine și plec. Oricum, eu stau destul de aproape de fata care îmi pune unghiile pe jos, fac cam 2 minute. Așa că vă las și vorbim mai târziu, dacă nu, cel mai probabil mâine dimineață. Dar totuși sper să vă arăt unghiuțele, sunt tare încântată, abia aștept să le schimb. Le-am pe astea de vreo lună și ceva. La voi nu prea se vede cât au crescut, dar da. Și acum mă uitam la un film pe AX & White. Nu știu dacă voi vă uitați, dar mie îmi plac filmele astea pe care le difuzează ei. Și mă tot uit. Memorie perfectă se numește. Vă las că mi-a început filmul și vorbim mai târziu. Am revenit și eu. Nici nu știu cum să vă zic, că dimineața nu mai e. Este vreo 11 acum când filmez eu. Dar știu că v-am promis aseară că vă arăt unghiuțele. Și cam așa arată. Știu că asta este trâmbașa, îmi crește mai mereu, este gel pe unghia mea naturală și da, dar nu mă deranjează. Astea sunt unghiuțele mele. Mie îmi plac destul de mult, le-am făcut destul de simple. Văd că pe cameră se vede așa spre portocaliu, dar este un roșu foarte aprins. Și da, am reușit să mi le fac aseară, dar am ajuns destul de târziu, plus că am făcut o baie, m-am pus în pat, m-am uitat la mai multe vlogmasuri pe care le urmăresc. Ce naiba am pe aici? Așa. Și am fost de dimineață, ce vreau să vă zic, am fost de dimineață la magazin, îmi trebuia câteva chestii și am realizat că vine preotul.
Știți că, bine, cred că și la oraș, nu numai la țară, vine preotul înainte de Paște cu Paștele și înainte de Crăciun cu Crăciun. E, și am realizat că eu nu făcusem curățenie, nu făcusem padurile, nu făcusem nimic, doar m-am dus la magazin. Primul lucru ăsta l-am făcut. Așa că am băgat o viteză până acasă și am făcut o curățenie pe repede înainte în toată casa. Bine, trebuia doar să dau un pic cu mătura sau să aspir, dar mi-a fost mai simplu să dau cu mătura. Am făcut paturile, am și pus să fac mâncare. Azi este vineri când filmez eu și ținem post, așa că am făcut o fasolică de post și am terminat și mâncarea. Dar ce vreau să vă zic este că l-am așteptat vreo 2 ore, în condițiile în care era la 2 case de mine. Dar cred că a avut o pauză sau ceva, nu știu. Și am tot stat prin frig, du-te vino la poartă. Vreau să-l aud, de aici din casă nu prea aud dacă strigă cineva. Și am înghețat. Acum am și mâncat și eu puțin. Am mâncat puțină fasole din aia care am făcut. Doar am gustat mai mult că frige destul de tare. Sunt singurica acasă, l-aștept pe David să vină de la școală. Și mi-am luat aici o gustărică, 2 mandarine din astea, sunt preferatele mele. Adică acum, în perioada asta de iarnă, chiar sunt preferatele mele. Și stau în pat, mă uit la Nicoleta Stănciucă, la vlogul ei. Încerc să urmăresc toate persoanele pe care le urmăresc de obicei și acum, deși este o perioadă mai aglomerată, toată lumea postează, toată lumea are treabă, încerc să mă țin de chestia asta. Mă mai uit și seara, încerc să nu îl îmbăxesc și pe soțul cu vlogmasuri, dar cred că reușesc eu. Da, și acum stau în pat aici cu cățelușa mea, care doarme de azi dimineață, doar s-a trezit, am făcut paturile și a dormit la loc. O mai trezesc eu din când în când, haideți să vă arăt și pe ea. Hai, bățu! Hai, mami, ia bățu! Hai, ia bățu! Ia bățu, băiatul meu! Haide! Hai, iubitul meu! Haide! Nu vrea băiatul meu să ia bățu? Hai, ia bățu! Au, nu mă pupa! Hai! Hai, ia bățu! Bravo! Hai, fugi cu el, fugi! Nu mai vrea băiatul meu? Da, vreau să vă arăt că ia bățu și fuge cu el pe stradă. Este un cățeluș pe care l-am adoptat și care acum trage de punga mea. Nu vrei să știți că rupe punga. De ce faci asta? De ce faci asta? Galben, de ce faci asta? Mami, nu-i frumos! Iubitul meu! Da, iubitul meu, da! Sufletelul, mami, sufletelul, mami! Bravo, sufletul meu, bravo! Cine-i băiatul, mami, frumos? Cine? Vreau să vă zic că a fost aruncat dintr-o mașină aici la mine, unde stau, pe stradă și na, David l-a adoptat, noi l-am adoptat și acum este cățelul nostru. Hai, al! Nu vrea.